județul Arad. Întoarce diploma. Pe locul al doilea, SVSU Jimboli al județului Cluj, și întâi SVSU Gherla de la județul Cluj. La proba realizarea dispozitivului de intervenție, pe locul al treilea, SVSU Jimbolia, județul Timiș. Pe locul al doilea, SVSU Secusigiu, județul Arad. Și pe locul întâi, SVSU Gherla, județul Cluj. Așadar, în clasamentul general și pe locul întâi, SVSU Gherla al județului Cluj. Bravo! România, mă. Felicitări, domnul Trifon.